fiecare an, cu câteva zile înainte de Crăciun, piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu a fost scena unui frumos spectacol de tradiții și port popular oferit de grupuri de colindători venite din tot județul și nu numai, pentru a participa la alaiul obiceiurilor de iarnă. Este cea de-a 26-a ediție a alaiurilor obiceiurilor de iarnă pentru a încerca să mărim vizibilitatea acestui alai și a acestui eveniment. Anul acesta avem bucuria de a avea și un ansamblu de la Baia de Aramă, din Mehedinți. Le mulțumesc pentru prezență și dacă dă Dumnezeu să fim sănătoși, să sperăm că anul viitor vom avea un alai al obiceiurilor de iarnă aici la Târgu Jiu, invitând formații de tradiții și obiceiuri de iarnă, măcar din regiunea Oltenia. Colindătorii au fost întâmpinați de reprezentanții autorităților județene, care le-au mulțumit profesorilor și instructorilor formațiilor prezente pentru faptul că se străduiesc să păstreze vii tradițiile moștenite din strămoși. Iată, încă un an se apropie de final și, ca de fiecare dată, Consiliul Județean Gorj, împreună cu instituțiile de cultură din județ, încearcă să facă tot ce este posibil pentru păstrarea tradițiilor, pentru promovarea folclorului, obiceiurilor portului gorjenesc. Este un motiv de bucurie în plus pentru fiecare dintre noi, gândindu-ne la faptul că și în anii care urmează, atenția noastră se va concentra pe ceea ce înseamnă păstrarea tuturor acestor obiceiuri. Alături de mulțumirile noastre pentru instituțiile de cultură, pentru oamenii de cultură care se zbat și își pun toată puterea la bătaie pentru a reuși să organizeze an de an aceste manifestări culturale, vin și mulțumirile pentru dumneavoastră, cadre didactice, instructori din județul Gorj și dincolo de granițele județului nostru, dar și mulțumiri pentru minunații copii care arată încă o dată că portul gorjenesc este frumos nu numai pe adulți, ci mai ales pe aceste minunate vlăstare. Conform tradiției, la sfârșit, colindătorii au fost răsplătiți cu daruri.